V-a regăsit dacă în clipurile anterioare am discutat despre un proiector LED cu o luminozitate ceva mai mică și care avea 100 de W, acum am găsit unul mai puternic care poate ajunge la până la o putere de 210-220 de W la tensiunea rețelei de 230 de V și acest proiector este foarte util la exterior. Evident că dacă avem o sală sau un hangar, putem să utilizăm aceste surse de iluminat foarte puternice, cum este acest proiector LED, acest backLED, care are în componență un număr foarte mare de LED-uri și LED-uri super luminoase și poate ajunge la o intensitate luminoasă de 18.000 de lumeni. Până la 18.000 de lumeni este un proiector LED de exterior foarte puternic. Se aprinde aproape ca un blitz fotografic sau știu, trebuie să-l comparăm cu ceva, este o intensitate luminoasă foarte mare care poate atinge valori destul de mari pe care le putem compara cu, de exemplu, cu lămpile cu vapor de mercur sau cu lămpile cu vapor de sodiu. Și acest LED consumă, să ne imaginăm că acest LED consumă o... are un consum foarte mic în comparație cu acele lămpi și este echivalent cu un bec cu filament incandescent de aproximativ 1700-1800 de W. Dacă facem calculul înmulțind cu 8 puterea absorbită, echivalăm undeva la 1,7-1,8 kW consumul unei puterea emisă de un bec cu filament incandescent la acel consum pe care îl are becul cu filament incandescent. Acest proiector de exterior are un cablu de alimentare destul de gros, cu conductoare de 1,5 mm pătrați. Are, bineînțeles, nelipsitul fir de împământare și cele două fire, albastru, care e nulul rețelei, și maro, care e faza rețelei. Se alimentează foarte ușor și poate fi montat cu ajutorul acestei cleme culisabile care o reglăm din aceste două șuruburi laterale. Prin strângerea acestora ulterioară, cablul de alimentare îl putem trece și alimenta următorul proiector sau putem să le conectăm în modul mixt, în modul paralel, la rețeaua de curent alternativ, în cazul în care conectăm mai multe în circuit. Este un proiector LED cu un grad de izolație foarte ridicat. Așa, haideți să-l vedem aici. E vorba de IP65. Avem o temperatură de culoare foarte mare, de 6500 Kelvin, asta însemnând o temperatură de culoare apropiată sau chiar depășește tuburile fluorescente sau neoanele, cum le mai spunem noi popular, ca lumină. Deci, practic, acel indice de culoare de 6500 de Kelvin se apropie foarte ușor de lumina naturală, deci practic este un proiector LED care are o lumină foarte aproape de lumina naturală și o lumină cu o strălucire foarte mare. Să-i facem și o mică probă. Așa, avem această priză cu contor cu care verificăm consumul instantaneu, luminează foarte puternic. O să tragem puțin deoparte aici ca să nu ne încurce la priză. Observăm, avem o putere de 198,2 W la tensiunea rețelei, care în acest moment e de, așa, aici avem curentul 0,86 A, curentul absorbit, factor de putere 0,98. Și să vedem și tensiunea rețelei, 233
de volți. La 233 de volți ne apropiem de o putere considerabil de mare, aproape puterea maximă absorbită a acestui proiector LED. Evident că vom folosi acest luxmetru ca să măsurăm intensitatea luminoasă, dar înainte de asta îl vom pune undeva la distanță și o să măsurăm intensitatea luminoasă undeva la distanță, pentru că sare de scala aparatului, cel puțin de acest luxmetru pe care îl am eu, este unul destul de așa, de observăm aici, avem 160 de lumini la această lampă și vom stinge complet aceste lămpi. Vom porni acest proiector și observăm că în vecinătatea acestui proiector avem o, tot trebuie să aprindem una din lămpi ca să vedem aici valorile. Așa este, de 400 de lumeni. Așa, și dacă îl apropiem, îl dirijăm aici înspre proiector, observăm că are o intensitate luminoasă care sare peste scala. Acest aparat poate măsura până la 10.000 de lumeni și sare peste scala aparatului. Îl apropiem la 10 cm, 10 cm, 15 cm maxim. Așa, și la această distanță, așa, observăm 1600, însemnând 16.000, pentru că am sărit de acea scală. Așa. Așa. 16.000, 17.000 de lumeni, aproximativ. Deci la 10 cm de fața ULED-uri a proiectorului. Ce este unul foarte, foarte puternic. Și îl putem măsura. Haideți să vedem și strălucirea pe care o are. Așa că o să dăm aici pe strălucire și îl pornim din nou și măsurăm și strălucirea pe care o are. Așa, observăm că pornim de pe la 4.000-5.000 de lux, așa. Și să observăm aici, așa, îl dăm într-un unghi așa potrivit. Haideți să pornim și cealaltă lampă ca să vedem ecranul aparatului. Așa, și pornim undeva pe la, deci avem o strălucire de, o să dăm aparatul așa puțin ca să vedem calibrarea, așa, deci o strălucire de 8.000, așa, 9.000 și acum avem peste 10.000, deci avem 15.000, așa, și dacă îl apropiem la 10 cm, cum ar trebui să măsoare normal, deci observăm că sare de 20.000 de lux, ce este, are o strălucire uriașă, așa. Folosim ochelari de protecție, bineînțeles, când măsurăm asemenea prototipuri sau, mai bine spus, aceste becuri ieșite din comun, folosim ochelari de protecție pentru că luminează foarte puternic. Sper că a fost de folos acest mini clip despre acest proiector de exterior, destul de util și nelipsit din gospodăriile sau propriile noastre afaceri în care trebuie să ne iluminăm corespunzător mediul de lucru, atât mediul de lucru interior cât și exterior, cu ajutorul surselor de iluminat LED, care sunt foarte eficiente, au durată de funcționare mult mai mare și consumul mult mai mic, plus o lumină mai aproape de cea naturală.
Vă salut cu respect, ne întâlnim în episodul următor. Până data viitoare, vă doresc o seară faină în continuare și spor în toate proiectele dumneavoastră care doriți să le realizați. Numai bine, vă salut cu respect!